Să spunem că avem de completat această foaie de calcul în care dorim să introducem o listă verticală cu numele elevilor introduși în această zonă. Bineînțeles că pentru acest lucru vom selecta celula B5, apoi vom acționa meniul Data, Data Validation, vom stabili faptul că dorim să introducem o listă, iar ca sursă vom stabili zona de celule I5, I30, de exemplu. Acționăm butonul OK și în acest moment avem lista derulantă introdusă în celula B5. În momentul când dorim să adăugăm un alt element listei, ne vom duce în zona coloanei I și vom introduce al 15-lea elev. Acum, dacă ne vom întoarce în lista derulantă și vom verifica elementele listei, vom vedea că elevul 15 a fost introdus printre elementele listei. Dacă, de exemplu, vom șterge din aceste elemente elevii de la 12 la 15 și vom verifica elementele listei, vom observa că în locul elementelor pe care noi le-am șters apar niște spații albe. Pentru evitarea apariției acestor spații, vom apela la două funcții. Prima funcție pe care o vom folosi va fi funcția offset. Funcția offset returnează conținutul unei anumite zone de celule. Pentru exemplificare, în celula M5 o să introduc această funcție. Primul parametru pe care funcția îl primește este prima celulă de unde să înceapă returnarea valorilor. Bineînțeles că această celulă va fi I5. Apoi urmează trei parametri pe care noi o să-i evităm prin scrierea a trei caractere virgulă fără să introducem absolut nimic. Apoi urmează numărul de celule pe verticală pe care noi dorim să le returnăm. Dar noi va trebui să returnăm doar conținutul celulelor care conțin elemente și să evităm celulele care nu conțin absolut nimic. Pentru acest lucru vom apela la funcția COUNTA, funcție care îmi va returna numărul de celule care conțin elemente. Bineînțeles că va începe cu celula I5 și putem să ne deplasăm cu verificarea până la celula I100, de exemplu. În acest moment se observă că conținutul celulei I5 a fost copiat în celula M5. Extindem formula din celula M5 către celulele situate în partea de jos și observăm copierea conținutului celulelor de pe coloana I în coloana M. Acum, dacă adăugăm elementul elev 12, vom observa copierea conținutului acestei celule în coloana M. Bineînțeles că putem folosi această formulă și pentru validarea datelor pentru lista noastră derulantă. Vom copia această formulă, vom selecta celula unde avem lista derulantă, vom acționa meniul Data, Data Validation, iar la sursă vom lipi formula respectivă. Executând clic pe butonul OK și observăm în acest moment elementele pe care noi le avem scrise în coloana I. Acum, dacă adăugăm un al 13-lea element, vom observa adăugarea în mod automat în elementele listei. Dacă, de exemplu, ștergem câteva din elementele scrise în coloana I, vom observa lipsa acelor spații albe pentru elementele pe care le-am șters. Deci, conținutul elementelor listei este actualizat în mod dinamic. Să realizăm acum următoarea aplicație. Să introducem o listă derulantă prin care să putem alege numele unui elev și în funcție de alegerea făcută să se completeze în mod automat câmpurile CNP, clasa, profilul și situația școlară. De menționat faptul că atât numele elevului cât și toate datele corespunzătoare elevului vor fi obținute din foaia de calcul numită liste. Pentru introducerea listei derulante, bineînțeles că vom acționa meniul Data, Data Validation, vom stabili că avem nevoie de o listă,
iar la sursă vom alege din foaia de calcul liste zona în care sunt trecute numele elevilor. Bineînțeles că acum avem posibilitatea să alegem unul din elevii trecuți acolo. Pentru completarea câmpurilor CNP, clasă, profilul și situație școlară, vom apela la funcția VLOOKUP. Primul parametru va fi parametrul după care se face căutarea. Acest parametru va fi preluat din celula C8, celulă în care se află în lista noastră derulantă. Apoi, va trebui să stabilim zona din care să se facă această căutare. Bineînțeles că va fi din foaia de calcul numită liste și din zona A5 E100. Apoi va trebui să specificăm numărul coloanei care va returna CNP-ul. Această coloană are numărul 2, este a doua coloană. Și apoi va trebui să stabilim o potrivire exactă a căutarei. Deci vom alege opțiunea fals. Acum la apăsarea tastei Enter va trebui rulată această funcție. Ne apare eroarea N/A, deoarece nu am selectat niciun element din lista derulantă. Dacă vom selecta, de exemplu, elev 1, va apărea CNP-ul preluat din foaia de calcul liste, dar va trebui să formatăm această celulă în așa fel încât CNP-ul să fie afișat corect. Pentru acest lucru vom executa un click dreapta în această celulă, vom alege opțiunea Format Cells și din tabul Number vom alege opțiunea Number fără nicio zecimală. Vom executa click pe OK și se observă că în acest moment CNP-ul elevului este afișat corect. Pentru a evita și acea eroare N/A, putem apela la funcția IFNA, care nu face altceva decât să verifice dacă rezultatul rulării unei funcții returnează această eroare N/A, caz în care va trebui afișat un anumit mesaj. Deci, funcția IFNA se folosește astfel. IFNA, paranteză deschisă, funcția care se rulează, apoi virgulă și apoi mesajul în cazul în care funcția returnează acea eroare. În acest caz o să trecem mesajul nu există date. Atenție, mesajul trebuie scris între ghilimele. Închidem paranteza și acum la apăsarea tastei Enter ar trebui să fie afișat acest mesaj. În cazul în care selectăm un alt elev, trebuie să ne fie afișat respectivul CNP. Să expandăm această formulă și către următoarele câmpuri. O vom copia. Apoi, vom lipi această formulă în câmpul clasa cu specificația că va trebui să schimbăm numărul coloanei care va returna date. De această dată, clasa este trecută pe a treia coloană. Deci vom schimba 2 cu 3. Se observă că este afișată clasa din care face parte elevul. Profilul va fi trecut în coloana a patra, deci funcția VLOOKUP va returna datele care se află în coloana a patra, iar situația școlară este trecută în coloana a cincea. Deci vom schimba 2 cu 5. Și se observă că sunt afișate datele corespunzător. CNP, clasă, filologie pentru profil și situația școlară. Dacă se schimbă selectarea elevului, se observă că și datele sunt schimbate corespunzător. Să încercăm să o mică formatare pentru aceste date și astfel putem folosi funcția VLOOKUP pentru a prelua date dintr-o foaie de calcul prin intermediul unei liste derulante.